90 și până astăzi, 1 mai muncitoresc a continuat să fie sărbătorit în România timp de 25 de ani. Este adevărat că sărbătorii comuniste, care la bază nu avea nimic comun cu doctrina enunțată, i s-au adus îmbunătățiri sau prejudicii. Noi românii o ținem langa cu 1 mai, sărbătoarea muncii, 1 mai, ziua grătarelor, a băutelor și disputelor, pe tema era mai bine sau mai rău înainte. Înainte era ceva care nu mai este acum. Era o idee confiscată de regimul comunist și transformată într-o mare sărbătoare care, evident, se petrecea printr-o defilare. Defilările erau și ele pe căprării. Nu o să intrăm în detalii, o să zicem că era o defilare medie între cele de 23 august și cele dedicate Revoluției Bolșevice. După anii 90, spiritul libertății absolute îi mână pe cei mai rebeli dintre tovarăși, transformați peste noapte în disidenți, pe litoralul Mării Negre și cum stațiunea Tineretului fuzese în toți anii de glorie comunismului Costineștiul, Vama Veche devine patria anticomunismului și patria libertăților fără număr. Vamaioții au fost însă și ei exterminați cu timpul, în ritmul în care patria lor avea să fie mâncată de buldozere, excavatoare, hoteluri și termopane. La un sfert de secol de libertăți am ajuns să ne întrebăm ce reprezintă până la urmă 1 mai pe plaiurile mioritice. Ziua aceasta internațională a muncii, nu doar înainte de 89, a avut o încărcătură deosebită pentru oamenii în general, dar și înainte de perioada cel puțin cu care ne-am confruntat noi. Se știe foarte bine că aceasta a apărut în urma unor proteste a muncitorilor americani, prin care ei și-au cerut drepturile asupra muncii și totodată au vrut să și celebreze asalturile împotriva altor muncitori, astfel ei obținând o victorie asupra abuzurilor de orice fel, în primul rând în sectorul muncii. Asta înseamnă că încărcătura acestei zile este oarecum deosebită, pentru că vizează o anumită victorie, un triumf și este o sărbătoare. Înainte de 89, într-adevăr, noi eram obișnuiți de două idei principale, mitingurile care se organizau, pe de o parte, și pe de altă parte era asociată cu prima baie în mare. Acum, după 90, nu s-au mai păstrat atât de multe tradiții, iar această sărbătoare nu mai este destinată muncii, ci mai degrabă a devenit o zi liberă, care este predominant adresată tinerilor, iar aceștia obișnuiesc să se distreze, să aibă diferite activități extra față de cele pe care le au zilnic, păstrând oarecum acest factor de a se distra și de a sărbători prin a merge la mare, de exemplu, sau la munte și de a sărbători în afara muncii. Aș vrea să facem o mică corecție. Ce spuneți noastră este perfect valabil până la Partidul Comunist, care a confiscat data de 1 mai, nu se mai ducea lumea la mare. Acest lucru se întâmpla în perioada interbelică, când 1 mai era asociat cu armindeniul. Deci, revenind la perioada comunistă, partidul, așa cum a spus, sărbătorea împreună cu populația într-un singur fel, data de 1 mai. Da. Tradiția cu marea revine în forță, la o distanță de câteva decenii, după 89. Într-adevăr, se știe foarte bine că acele mitinguri umpleau străzile și erau foarte multe pancarte prin care se arăta un triumf asupra rezultatelor obținute cu un an precedent. Asta însemna că oamenii au muncit și mai mult și cumva își luau angajamentul pentru ca anul viitor rezultatele să fie și mai bune. Cu toate astea, era un moment de sărbătoare, pentru că, având în vedere că sărbătorile religioase nu erau foarte, foarte bine văzute în acea perioadă, erau excluse chiar, era un prilej pentru oameni să se adune, să comunice, să relaționeze unii cu ceilalți și să petreacă mai mult timp în afara lucrurilor obișnuite pe care le făceau. O să vă pun o întrebare cumva dificilă. Cum interpretați noastră faptul că după 90 societatea românească a înțeles cu totul altceva din 1 mai? Cum explicați mecanismele prin care tinerii de atunci, chiar și tinerii de astăzi, așa consecvenți în ceea ce
au început cei din anii 90, urmează o cu totul și cu totul altă tradiție care nu are legătură în mare măsură nici cu perioada comunistă, nici cu perioada anterioară comunismului în România. Cum vă explicați noastră faptul că astăzi, 1 mai, a devenit pentru majoritatea românilor, să zicem de până în 40 de ani, o etalare totală a unor libertăți, să zicem, fundamentale, dar prost înțelese totodată? Într-adevăr, se vehiculează foarte mult termenul libertății, mai ales în rândul tinerilor, care consideră că este un drept pe care îl au și-l abrogă de fiecare dată. Se spune de cele mai multe ori că această perioadă comunistă reprezintă o pauză în evoluția noastră ca și societate. Chiar un regres, da. Totodată, și ceea ce s-a întâmplat după 90, mai ales la nivelul valorilor și în câștigarea libertății, nu înseamnă neapărat stoparea acelei pauze. Cumva, lumea încearcă să uite acea perioadă, desprinzându-se atât de valori, dar și de obiceiuri, încercând să ajungă la cealaltă extremă pe care nu o cunosc și fără să urmeze un parcurs normal de maturizare al societății, astfel încât să înțeleagă și termenul de libertate. Cumva înainte de 90 nu exista termenul de libertate pentru că intervenția societății conducea la uniformizare și la o lipsă de evoluție a individului. După 90, această libertate le-a fost oferită prin drept și a fost cumva foarte vehiculată ca fiind un drept pe care și l-au câștigat în urma desprinderii de epoca precedentă. Cu alte asta cuvinte, înseamnă... noastră spuneți că este o exacerbare a acestei valori fundamentale a omenirii, da? Mai degrabă o înțelegere greșită și o lipsă a cunoașterii sale. În mod normal, ca să se ajungă la libertatea naturală și sănătoasă, ar fi trebuit să se renunțe și să existe un abandon al constrângerilor și nu al valorilor umane. Și mai departe, toate aceste acțiuni, alegeri și deprinderi pe care oamenii le au să fie bazate pe valori, dar să fie dominate de acțiunea lor voluntară, ceea ce înainte nu se întâmpla. Totodată, libertatea înseamnă să alegem, înseamnă să fim oameni. Este o libertate care este atât internă cât și externă. Asta presupune că avem libertate de exprimare, avem libertatea de a alege persoanele din jurul nostru, avem libertatea să ne spunem punctul de vedere. Pe de altă parte, avem libertatea și să acționăm și totodată avem o paletă destul de mare de a alege între acțiunile noastre. Cu alte cuvinte, a pleca cu trenul sau cu mașina la mare, da, de 1 mai, este până la urmă o chestiune individuală, nu? Individuală și de alegere, exact. Interpretarea este puțin diferită. Cel puțin la nivel social acum, aș putea să spun că există trei interpretări ale libertății și există, mai ales în rândul tinerilor, există o libertate spontaneitate, putem vorbi despre acea libertate după bunul plac, da, în care dorința este confundată cu voința, fără să existe anumite reguli în care să se încadreze. Ar fi o libertate indiferență, pentru că nu avem nevoie de un mobil sau de un motiv pentru a ne hotărâ și totodată nu ținem cont nici de libertățile celor din jur. Și atunci această libertate devine mai puțin plină de cunoștințe și totodată mai puțin, de fapt mai îndepărtată de ceilalți. Și mai este libertatea existențială pe care și-o aleg oamenii. Aici vorbim despre faptul că a fi om înseamnă a fi liber, a fi liber înseamnă a fi om. Puși în diferite situații, nu știu dacă acum știu foarte bine să aleagă în funcție de drepturile pe care le au și în funcție de cum au ales să acționeze în diferite situații până acum. Și un alt tip de libertate ar fi cel de acțiune. Și cum spuneam și mai devreme, avem o paletă tot mai mare de a alege între ceea ce avem de făcut sau nu. În schimb, acestea sunt interpretări. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă și extrema la care ne aflăm noi, este aceea că libertatea interferează cu libertatea celorlalți. Adică poate intra în contradicție, da? Exact. Asta înseamnă că noi ne încălcăm cumva limitele noastre, dar totodată și pe ale celorlalți.
avem un interes foarte bine fixat și alegem să ne ghidăm după el, cumva este normal. În schimb, nu știu cum arată o societate care nu are niște limite minimale în interiorul cărora individul să se manifeste. Asta înseamnă că libertatea de acum se poate confunda puțin cu egoismul individual și cu dreptul individual al fiecărei persoane de a fi propriul stăpân în ceea ce își dorește să facă. Da, este foarte interesant ce spuneți, totuși pe mine mă interesează mai mult de atât să aflu cum vede un om născut după evenimentele din 89, ceea ce se întâmplă la un sfert de secol de la ultimul 1 mai muncitoresc. Cum vedeți noastră, sau mai bine zis, care sunt reperele dumneavoastră raportându-vă la 1 mai? Desigur, a rămas doar în sens tradițional 1 mai ziua muncii. În schimb, nu se mai sărbătorește... Munciți? Eu muncesc. Eu muncesc pe 1 mai și nu îi mai confer o însemnătate, cel puțin ca înainte de 89. Știu doar că mod tradițional este ziua muncii și că se sărbătorește de regulă printr-o zi liberă. Da. În schimb, nu este o regulă pentru asta. Ceea ce se întâmplă acum este faptul că, uitând acest sens tradițional, oamenii nu mai sărbătoresc munca, nu mai se solidarizează în sensul acesta, nu sărbătoresc productivitatea sau rezultatele obținute, ci mai degrabă profită de orice eveniment pentru a-și pune în prim plan interesele personale și de a avea o zi de destindere. Ceea ce aduce cu sine această lipsă a tradițiilor și această înțelegere, cum spuneam mai devreme, puțin defectuoasă a libertății, este lipsa responsabilității. Cel puțin în rândul tinerilor nu există acea libertate însoțită de responsabilitate. A fi liber presupune totodată să fim și responsabili. Responsabilitatea este individuală, dar este și colectivă. Cumva nu ne aflăm singuri în această societate, ci trebuie să ținem cont și de libertățile celuilalt și să avem grijă să nu interferăm cu ele. Ce înseamnă pentru noastră vama veche? Vama veche înseamnă tot în sens tradițional, pentru că nu am o experiență, nu am experiență personală. Nu am experiență personală, în schimb, ceea ce la nivel tradițional, după 90, în rândul tinerilor a devenit un loc de manifestare și de exprimare. Sunt foarte multe persoane care nu reușesc să se exprime în societatea în care trăiesc de multe ori și atunci locul acela devine un prilej și un loc de manifestare în care granițele sunt mult mai libere și ceilalți acceptă ceea ce se petrece acolo, fără a se simți judecați, fără să se simtă constrânși și se simt liber să acționeze așa cum își doresc.